Bună ziua, domnul Lucaci. Vreau să vă spun înainte de a începe discuția că există un studiu pe care l-a validat și Ministerul Educației, în care rezultă că 3 din 10 copii sunt excluși din grupul de colegi, 3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi și 1 din 4 copii a fost umilit în fața acestora. E bine, dumneavoastră ați propus la începutul săptămânii să existe în fiecare școală un grup de acțiune anti-bullying. Puteți să ne spuneți de unde veți găsi numărul atât de mare de consilieri? Am propus. Ați decis. Și vă întrebam, cum veți face din toamnă? Veți găsi consilieri? Cum îi veți organiza în fiecare școală pe acești reprezentanți ai școlilor pentru a interveni mai bine în acest fenomen? În primul rând, derivă din lege această obligație legală de constituire a grupurilor de acțiune anti-bullying. Ele vor fi formate din directorul școlii, din cel puțin 3 profesori cu competențe în acest domeniu, care să înțeleagă gravitatea acestui fenomen, din reprezentant al elevilor, al părinților și din consilierul școlar, care în momentul de față se ocupă de școala respectivă. Există un deficit foarte mare la nivel de consiliere școlare. Acest deficit este cu atât mai grav acum când, după această perioadă de criză sanitară, dincolo de pierderile în domeniul educației, avem pierderi în plan emoțional, social, avem amplificarea fenomenului de bullying sub toate formele lui, nu numai bullying-ul fizic, este vorba și de bullying verbal, este vorba de bullying social și mai nou este vorba despre cyberbullying. Aceste lucruri trebuie să fie înțelese la adevăratul nivel de gravitate. Avem nevoie de programe de formare. Măsurile pe termen scurt sunt într-adevăr cele două. 1. Grupuri de acțiune anti-bullying cu resursele umane pe care le avem. Resurse umane care trebuie să fie pregătite mai bine decât până acum cu privire la acțiunile de prevenire și combatere a acestui fenomen. Acest lucru trebuie să se facă în paralel, nu numai la nivelul grupului de acțiune anti-bullying, cu sensibilizarea cadrelor didactice care sunt diriginți. Trebuie să se facă în paralel cu reluarea strategiei de educație parentală, un proiect care în anul 2018 a fost inițiat și apoi abandonat, din păcate. Aceste lucruri se fac împreună, nu numai la nivelul grupului de acțiune anti-bullying. 2. Cea de-a doua măsură pe termen scurt este următoarea. Suntem în tratative cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru ca din fondurile disponibile să demarăm rapid un proiect prin care să putem angaja pentru o perioadă de până la 2 ani un număr de 1000 de psihologi, de consilieri școlari care să fie angajați în școlile care au fost identificate cu privire la rată ridicată de abandon, la fenomene de bullying, la rezultate nesatisfăcătoare, la relații deficitare cu comunitatea și cu părinții. Deci aceste școli cu cel mai mare grad de risc să beneficieze încă din acest an de prezența a 1000 de consilieri școlari. Acestea sunt măsurile pe termen scurt. Deci grupuri de acțiune anti-bullying, proiect prin care din fondurile europene să putem plăti 1000 de consilieri școlari în școlile cu cel mai ridicat grad de risc, iar pe termen mediu și lung va trebui să avem o prevedere legală prin care la nivelul fiecarei școli, chiar dacă vorbim de școli sub 500 de elevi, la 200, 250, 300 de elevi, să existe un consilier școlar cu dublă competență, competență de asistență psihopedagogică plus competență de orientare școlară, peste 500 de elevi să existe al doilea, peste 1000 al treilea, peste 1500 al patrulea consilier cu aceste competențe. Pentru asta este nevoie de resursă umană, iar la finalul acestei luni continuăm discuția cu universitățile care formează această resursă umană, cele două competențe. Este un proces pe termen mediu care ar trebui să fie finalizat în următorii 2, 3, 4 ani. Domnul ministru, acum pentru că am înțeles acest lucru, haideți să trecem la ce se întâmplă în zilele noastre, adică în această perioadă sunt examene de tot felul, aveți motive de îngrijorare, mai ales că la bacalaureat s-au înscris doar 2/3 dintre elevi? Nu s-au înscris mai mult. S-au înscris 114.143 de elevi,
din cei peste 148.000 de elevi din clasele terminale, subliniez din clasele terminale. Inițial s-a făcut raportarea la numărul total al elevilor de clasa 12 și a 13, dar nu toți elevii de clasa 12 trebuie să susțină bacalaureatul. Avem 25.000 de elevi de clasa 12, 19.000 clasa 12 la seral, plus 6.000 clasa 12 frecvență redusă, care sunt clasa 12, dar nu sunt clasă terminală, pentru că urmează clasa 13, deci nu vor susține bacalaureatul. Împărțind corect numărul celor înscriși din promoția curentă la totalul elevilor din clasele terminale, procentul este de 77%. Bun, 77%. Bun, 77%, nu 75%. Deci nu există niciun motiv de îngrijorare pentru cei din ciclul gimnazial și cei care sunt care dau bacalaureatul. Asta am vrut doar să știu, dacă există vreo îngrijorare de orice fel. Există îngrijorări? Nu au cum să nu existe îngrijorări după un an care a fost total atipic. Singurele motive de optimism sunt rezultatele la examenele de simulare a examenelor naționale și modul în care decidenții din educație se implică pentru flexibilizarea acestui examen. Aș vorbi aici la evaluarea națională de reguli noi care se aplică, posibilitatea de a face construcții de geometrie chiar pe foaia de examen, de a sublinia pe foaia de examen pentru examenul de limba română, un timp suplimentar de 15 minute acordat elevilor pentru completarea casetei cu date de identificare, micșorarea numărului de note necesare încheierii situației școlare, deci măsuri administrative. Dar pe fond ne bazăm și ne punem speranțe în modul în care elevii au reușit să facă față dificultăților majore înregistrate în această perioadă. Îngrijorarea există. Să trecem și la facultăți. Vor fi examenele de admitere. Se organizează în condiții diferite și pentru că există autonomie universitară. Totuși, cu siguranță, da. Totuși, înțeleg că există o preocupare din partea rectorilor tot mai largă pentru o diferențiere între vaccinați și nevaccinați. Puteți să spuneți dacă la nivelul ministerului există vreo îndrumare unitară? Aveți vreo opinie pe care să o transmiteți? Nu există și nici nu trebuie să existe atâta vreme cât există autonomie universitară. Atâta vreme cât deciziile în fiecare universitate se iau în Consiliul de Administrație și Senatul Universității, în care sunt reprezentanți deopotrivă atât cadre didactice și conducerea universității, cât și studenții. Ar fi foarte grav să intrăm peste autonomia universitară. Fiecare universitate își cunoaște specificul și are maturitatea necesară adoptării deciziilor în conformitate cu autonomia universitară prevăzută în Constituție. No, ideea, am înțeles acest lucru, l-am spus de la început că e vorba de autonomie universitară, dar dumneavoastră, ca ministru al educației, vedeți vreun pericol să se creeze o oarecare discriminare sau, din contră, să fie corect ceea ce gândesc? Nu, am încredere în deciziile universităților. Dacă vorbim despre discriminare, aș vrea să vă aduc în atenție că numărul de locuri de cazare în România este puțin peste 90.000. Solicitările sunt aproape 200.000. Deci deja este o discriminare între cei care sunt cazați în cămin și cei care nu reușesc să fie cazați în cămin. Universitățile sunt datoare să asigure protecția comunității academice din care fac parte din toate perspectivele, inclusiv din perspectiva sanitară, având în vedere faptul că în căminele studențești este cel mai greu de păstrat controlul, universitățile vor aprecia în ce măsură sunt îndeplinite condițiile de protecție sanitară și ce măsuri trebuie luate. Aceste măsuri sunt decise, repet, împreună cu studenții. Și o ultimă întrebare, domnule ministru, ați luat o decizie cu privire la modificarea regulamentului și metodologie pentru atestarea titlurilor de doctorat. Înțeleg că ați aprobat, sau urma să aprobați două modificări. Puteți să ne spuneți dacă ați decis? Da, tocmai ce am încheiat o consultare extrem de bună pe care o apreciez cu conducerea CNAP-ului, este vorba de domnul academician Maru Sandru, de domnul profesor Mircea Dumitru, au fost clarificate toate acele puncte care, să spunem, se găseau în suspans. Suntem în deplin acord, deplin înseamnă 100% acord, până la nivel de cuvânt și virgulă asupra modificărilor care sunt cerute atât de CNAP cât și de minister în interesul clarificării unor aspecte care să îmbunătățească activitatea. Prin aceasta înțeleg că s-au acceptat cele două modificări pe care le-ați propus dumneavoastră? Dacă vreți să vă... Am propus mai multe modificări și membrii CNAP au propus mai multe modificări. Toate aceste modificări au fost acceptate. Dacă vă referiți la cele două modificări pe care le presupun, una era cu privire la... E un lucru asupra căruia eram cu toții de acord. Reprezentanții CNATCU au admis faptul că în metodologia propusă erau deja, se regăseau deja aceste aspecte care spuneau că nu ne oprim la
utilizarea softului de detectare a similitudinilor, ci este necesară intervenția factorului uman, intervenția specialiștilor, lucru care este prevăzut de caietele tehnice ale producătorilor fiecăruia dintre softurile agreate. Deci colegii din conducerea CNATU au fost de acord că această prevedere exista, nu s-a dorit niciun fel de modificare a acestei prevederi, doar a fost un deficit de atenție de comunicare. Asupra celelalte modificări a fost clarificată întru totul procedura de admisibilitate a sesizărilor de plagiat. Mai exact, dacă doriți detalii, în momentul în care se va promova acest regulament nou prin ordin de ministru, la orice sesizare de plagiat va exista obligația analizării in integrum a tezei care face obiectul sesizării. De acum încolo, pentru cazurile de până acum, atunci când teza a fost evaluată in integrum și a fost emisă o decizie a CNATU, aceasta va rămâne valabilă. Atunci când teza a fost analizată doar pe porțiuni, se va admite o a doua sau a treia sesizare de suspiciune cu privire la suspiciunea de plagiat, cu condiția ca această sesizare să aducă elemente noi relevante pentru suspiciunea de plagiat. Deci, repet, am proprietatea termenilor când spun că au fost agreate 100% la nivel de cuvânt între la cuvânt sistem de punctuație, între Ministerul Educației, conducerea CNATU, inclusiv reprezentanții din Comitetul de Dialog Social, a se vedea studenții, care, pentru consolidarea principiului transparenței, vor avea un reprezentant la nivel de Consiliul General CNATU. Mulțumesc foarte mult, Ministrul Educației.